Premierul britanic Boris Johnson este de părere că Vladimir Putin nu ar fi invadat Ucraina dacă era femeie și că războiul este exemplul perfect de masculinitate toxică. Conform Digi24.ro, Johnson a sugerat într-un interviu acordat unui post german că faptul că președintele Rusiei este bărbat a contribuit la declanșarea invaziei în Ucraina. Dacă Putin ar fi fost femeie, ceea ce este evident că nu este, dacă ar fi fost, chiar nu cred că s-ar fi angajat într-un război nebun, macho, de invazie și violență, așa cum a făcut-o. Dacă vrei un exemplu perfect de masculinitate toxică, acesta este ceea ce face el în Ucraina, a spus premierul britanic în interviul care a avut loc la finalul summitului G7. Organizat în Germania. El a făcut comentariile argumentând că avem nevoie de mai multe femei în poziții de putere. Johnson a mai spus că întâlnirea G7 a fost incredibilă pe măsură ce liderii s-au apropiat din ce în ce mai mult. Logica este că da, desigur, toți vor ca războiul să se termine. Vor să se termine războiul cu disperare, dar nu există nicio înțelegere disponibilă. Putin nu face o ofertă de înțelegere, Zelensky nu poate face o ofertă de înțelegere. Primul ministru a spus că Occidentul trebuie să sprijine Kievul în strategia sa militară pentru a ajuta la schimbarea dinamicii conflictului și pentru a-l aduce pe Zelensky în cea mai bună poziție posibilă înainte de negocieri. Ne dorim cu adevărat să le oferim ucrainenilor rezistență strategică, a spus el.